domnul Talpan, ce s-a întâmplat astăzi la curtea, la înalta curte de casație și justiție? S-a acordat un nou termen, pe data de 3 sau 6 martie, nu mai rețin exact, dar sunt convins că voi câștiga acest dosar. Înțeleg că s-au depus înscrisuri noi atât de către dumneavoastră, dar și de către cei de la FCSB. Înscrisuri noi au fost depuse de Clubul Sportiv al Armatei Steaua. FCSB nu a depus înscrisuri noi. Asociația Salva Steaua, înseamnă? Tot la fel, nu. Acele înscrisurile depuse de către ei nu sunt înscrisuri noi. Le considerați că nu sunt înscrisuri noi? Deși nu sunt înscrisuri noi, nici nu trebuia să le ia în considerare instanță. Ce constă aceste noi înscrisuri pe care le-ați depus la dosar? Păi, în primul rând, sunt înscrisuri. Deci aceste înscrisuri noi sunt înscrisuri, de altfel, scrisori primite de Ministerul Apărării Naționale și Clubul Sportiv al Armatei Steaua de la suport esteliști, care ne reclamă și ne sesizează faptul că FCSB-ul nu respectă hotărârile pronunțate de către instanțele de judecată, sfidează hotărârile și acestea am pus să le depun în fața instanței să vadă și magistrații. În sala de judecată a spus că cei de la FCSB vor să tergiverseze procesul. De ce? Da, pentru că doream un termen sincer mai scurt. Termenul din martie este cam lung. Dar de ce vor să tergiverseze procesul? Păi dacă au trecut atâția ani, din 2014 până în 2022, vă dați seama orice... Este dosarul celălalt cu prejudicii și vă dați seama, în vedere că se soluționează dosarele astea, nu prea le pică bine. Ce urmează pentru dumneavoastră? Acum înțeleg că mai sunt procese pe rol între CSA și FCSB. Mai sunt procese pe rol. Eu în continuare voi depune toate eforturile pentru ca să le câștig, cu toate că am foarte multe persoane, inclusiv din conducerea Ministerului Apărării Naționale, care îmi fac numai zile negre. Practic mi se interzice să depun în scrisul noi în dosare, îmi trimit comisii de control, îmi verifică dosarele câștigate, că să cheltuiesc bani pentru copii, serio, că este inadmisibil ca cei din conducerea Ministerului Apărării Naționale să nu realizeze importanța acestor dosare pe care eu le-am câștigat. Să câștigi marca Steaua București, să câștigi numele Steaua București, practic să readuci Steaua înapoi acolo unde a fost și acum să-mi trimită comisie de control ca eu să fiu sancționat sau să mi se trimită, acum sunt amenințat cu parchetul, că sunt trimis la parchet pentru că eu am depus să cheltui foarte mulți bani. Dar eu îmi pun întrebarea, este trimis la parchet cel care aduce Steaua înapoi și nu sunt trimiși cei care, nu înțeleg de ce, sunt trimis eu și nu sunt trimiși generale care, practic, au dat Steaua asta și înalții demnitari. Mi s-a luat sporul acela pentru lucrări de excepție și acum, în perioada asta. Știți foarte bine că a mai fost un comandant, așa zis comandant Hâncu, care și el tot la fel mi-a luat din sporul ăsta. Dar nu e nicio problemă. Dumnezeu este sus, le vede pe toate. Dar atâta vreau să menționez faptul că chiar cu pedicile astea, chiar, făcându-se atâtea rele la adresa mea, voi încerca să lupt pentru Steaua și să aduc Clubul Steaua acolo unde este locul. Sincer, echipa aceasta promova dacă eram luat în considerare și mi se dea posibilitatea să fac ceea ce fac. Dar eu, la ora actuală, practic, mi se interzic multe lucruri. Dumneavoastră că cei de la MAPN practic vă fac rău în ideea în care dumneavoastră vreți să ajutați acest lucru. Da, și astăzi, aseară, sincer, mă gândeam să depun în scris sau să nu depun în scris, dar m-am gândit, frate, este munca mea de 20 de ani și nu pot să-mi bag joc de ea. M-am dus de dimineață, am dat bani de la mine, în jur la vreo 4.800.000 de lei, da, 480 de lei, ca să fac aceste copii în oraș. Aseară m-am dus, nu aveam cartuși la imprimantă, n-am avut, m-am dus dimineața la ora 7, m-a rugat de un coleg să-mi împrumută cartușul. Este inadmisibil ce se întâmplă în clubul ăla și în Ministerul Apărării Naționale. Cine să fac asta? Eu nu sunt de profesie xeroxist sau eu știu de ce să mă ocup de lucrurile astea. Vă dați seama? Dumneavoastră susțineți că teancul pe care îl țineți acum în mână, de probe, de înscrisuri pe care le-ați depus la dosar astăzi, sunt hârtii trase la Xerox din banii proprii. Da, din banii proprii și cei din conducerea armatei au stat 4 luni să-mi verifice mie dosarele câștigate, să-mi reproșeze faptul, știți, s-au făcut prea multe copii color. Păi da, asta este armată.
În alte ordine de idei, dumneavoastră știți că eu am formulat și am solicitat să mi se facă un costum de haină militară pentru că mi-e dragă ținuta militară și nu se găsește stofă militară. Sunt răspunsuri primite la Clubul Steaua că nu se găsește stofă militară. Păi asta este armata anului 2022, armata NATO care, nu știu... Apropo de ce spune dumneavoastră cu stofa și cu armata, știți că clubul sportiv, cel puțin secție de fotbal, de fapt și secție de fotbal în totalitate, dar și primei echipei, a fost mărit bugetul față de 2021? Nu țin eu evidența în ceea ce privește aceste măriri. Problema mea este că această echipă trebuie să promoveze în Liga 1. Dacă aș fi fost lăsat, eu am solicitat ce vreau să fac acolo. Nu se vrea. Am solicitat audiență la fostul ministru Dâncu. M-a dus cu Zăhărelu că nu are timp, nu mai a primit. Domnul secretar de stat Bachir de aceeași situație. Nu se poate așa ceva. Ca nimeni din conducerea armatei să nu stea de vorbă cu juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, care are cel mai mare realizări din armata română la ora actuală. Eu nu știu cei de la Direcția Generală Juridică câte procese au câștigat pentru statul român.